Pentru astăzi, la micul dejun, am pregătit ceva delicios. Se pregătește foarte rapid, dar merită tot efortul. 3 felii de pâine le tai cubulețe. Adaug un pic de sare. Un pic de lapte. Adăugăm până aici. O să ne prăjim. Cum facem French toast, numai că îl facem bucățele. Un pic de sare, un pic de piper, este numai pe care să trebuie un minim mai puțin de tot aici. Totul e păcat. Creveții fără usturoi nu se potrivesc. Ador fructele de mare. E mâncarea mea preferată. Grecii m-au învățat să mănânc fructe de mare. Da. Așa, și am să adaug o bucuvesc de vin. Un pic de vin roze. Colorez un pic, să aibă culoare neroz și aroma care o iau de la vin e ceva wow. Fructele de mare fără vin să nu le gătiți, că nu o să iasă așa gustoase. În toate restaurantele pregătim cu vin, neapărat să toarnă un pic de vin. Vin, alb, roșu, negru. Da, dar să fie un pic de vin. Așa, și acum mai las să fiarbă 2-3 minute și sunt gata. Perfect pentru micul dejun, se pregătesc foarte rapid. Bine, se potrivește și la cină. Puteți să-i serviți și la cină, dar eu îi pregătesc pentru micul dejun. Așa, venim cu creveții. De obicei Cătălina îi pregătește, dar astăzi, na, ca am zis să-i filmez, îi pregătesc eu. Eu mă țin de telefon. Ține-te, dragă, cineva trebuie să facă și asta. Fă un pic de salată. Și un pic de lămâie. Și în felul ăsta, dragilor, servesc cu micul dejun. Cafea o gătești tu. Da. Vine cafeluța. Și gata.